O mulțime de oameni ne-au scris săptămâna trecută după ce am vorbit aici despre infidelitate. Am aflat de la părintele Vasile Ioana care ar putea fi cauzele. Astăzi ne oferă câteva soluții. Bună ziua, părinte! Doamne ajută! Bună ziua. Într-adevăr, a fost și pe pagina noastră de Facebook vorbește lumea, au fost discuții foarte multe legate de acest subiect și oamenii își dădeau cu părerea și cereau soluții. Mă bucur. Mă bucur că a fost așa, datorită faptului că sunt aici săptămânal. M-ați sprijinit în demersul meu de a oferi oamenilor soluții reale la problemele de zi cu zi, la problemele cu care ei se întâlnesc. Și m-ați ajutat și de câteva luni am și o pagină de Facebook, Părintele Vasile Ioana. Sute de comenturi au dat oamenii, dând ei înșiși soluții pentru a-i ajuta pe cei care au fost sau ar dori să fie sau ar putea să cadă în păcatul acesta al infidelității. Așadar, tema aceasta de două săptămâni încoace este bogat comentată de oameni, iar cei care doresc să afle taine ale modului în care am putea să scăpăm de păcatul acesta pot să intre din nou pe Facebook-ul vostru și pe Facebook-ul meu să vadă să dialogați, ce spun oricum. Și oamenii, că e foarte interesant. Este într-adevăr, am descoperit cu toții că acest păcat al infidelității este un efect al unor cauze. Este o boală, este o neputință. Această neputință poate fi vindecată, pe de o parte, prin iertare dacă s-a întâmplat, dar pe de altă parte, printr-un cumul de soluții. Și pentru că eu sunt preot în piața universității, unde vin sute și aproape mii de oameni la spovedit, eu fac nu doar spovedanie acolo, ci o terapie de cuplu. Adică, spovedesc pe el, o spovedesc pe ea, apoi stau de vorbă cu amândoi și văd care sunt problemele din cuplu. Întrucât este esențial să știe un cuplu că are nevoie de un om obiectiv care să răspună cinstit și deschis și dezinteresat unde greșesc. Asta zic, dar din experiența dumneavoastră, că ați spus că vin sute, mii de oameni, ați descoperit că există soluții pentru această mare, mare problemă? Nu numai că am descoperit că există soluții, există miracolul schimbării căsniciei în bine. Adică am descoperit din toată experiența mea de preot 7 soluții pentru ca o căsnicie să fie fericită. Și de aceea îndemn pe telespectatori să-și sune prietenii, pe doamne, să-și sune soții să se uite pe ProTV. În următoarele minute veți descoperi 7 taine, 7 trepte pentru a avea o căsnicie fericită, pentru a avea o relație fericită. Dacă iubești, ești iubit. Da. Dacă ești cuplu, da. Dacă ai un partener, ai vrea să fii și tu fericit, ai vrea să fie și celălalt fericit. Așa este. Pentru aceasta eu v-am pregătit 7 trepte. Aceste 7 trepte, dacă vom asculta și vi le prezint, perfect. Dacă le vom pune în practică, vom fi fericiți atât noi, cât și partenerul nostru. De altfel, majoritatea dintre noi ne dorim să primim și oferim puțin. De aceea este esențial să știm că din cele 7 trepte spre o căsnicie fericită, prima treaptă este comunicarea. Este esențial să fii un bun ascultător al partenerului tău. Ascultă-l, intră în gândul lui, intră în inima lui, vezi ce vorbește, ce spune. Partenerul are nevoie să fie ascultat. Dacă asculți ce spune partenerul cu atenție, vei vedea ce e în el și vei putea mai ușor să-l înțelegi. E atât de important să-l înțelegi pe partener. Dar dacă partenerul nu este dispus să comunice? Atunci găsești soluții prin răbdarea ta și va exista un timp în care el va putea să comunice. Identifică tu timpul acela potrivit. Comunicarea este esențială. Spunând gândurile tale, vorbind cu inima deschisă, nu mai apare păcatul, pentru că spunând chiar și gândurile ascunse, atunci poți să previi. Aceasta este prima treaptă, să comunici cu partenerul tău. A doua treaptă foarte importantă este: împlinește nevoile fizice ale partenerului tău. Și la Corinteni 7:3 în Biblie găsim scris: femeia este datoare cu iubire bărbatului și bărbatul este dator cu iubire femeii sale. Și mai departe, tot în Corinteni spune: nu vă lipsiți unul de altul, nu vă lipsiți unul de altul decât pentru un timp. Decât pentru un timp. Ce înseamnă acest timp? Da, cât înseamnă? Aici Sfântul Apostol Pavel nu dă un timp exact, pentru că fiecare cuplu are specificul său. Dar e foarte interesant un aspect. Și aici le atenționez pe femeile credincioase. Femeile credincioase uneori îi pun pe bărbații lor să țină 40 de zile de post fizic. Și nu e bine.
Nu e regulă. De ce vă spun asta? E important să știți. Este o taină a căsniciei fericite. Iată ce spune tot Apostolul Pavel. E foarte important. Postul se ține, postul fizic se ține cu bună învoială între cei doi. Adică doar dacă, adică dacă tu ca și creștină îi spui n-ai voie să te atingi de mine 40 de zile, am avut cazuri. Bărbatul în cele 40 de zile are o problemă, se frustrează, se încarcă și apar păcatele. Nu dau detalii despre ce păcate apar, pentru că apar niște păcate, anumite păcate. Dar dacă femeia înțelege că iubirea datorată soțului este ca atunci când soțul te dorește, nu-ți mai aparții doar ție, ci aparții și lui, atunci e firesc să-ți dorești să fii curată când intri în biserică, da? Pentru că dacă duminica mergi la liturghie, ai vrea ca sâmbătă noaptea să nu se întâmple nimic, să fii curată. Dar ca el să țină post, poți să fii cu el atunci când este timpul potrivit și nu va avea acea nevoie. Deci o femeie este datoare înaintea lui Dumnezeu cu împlinirea nevoilor fizice ale dar bărbatului. Dar știți că sunt femei care au grijă de copii, gătesc, da, fac curățenie și merg și la serviciu. Da, și s-ar putea să nu mai aibă disponibilitate. Să știți că o femeie jertfitoare, jertfelnică și un bărbat jertfelnic lasă loc și pentru aceasta. Prea des bărbații stau la coadă după gătit, după curățenie, după copil și atunci nu e el bine. Își pierde răbdarea. Da, e bine ca doamnele, mamele să ofere și soților atenția cuvenită față de nevoile lor fizice. Pentru că dacă nevoile fizice sunt împlinite, nu apare acest păcat. Nu apare gândul negativ în bărbat sau dorința bărbatului de a merge în altă parte sau dorința femeii. Pentru că, atenție, mai târziu, după 45-50 de ani, dorința femeii este puternică și la un moment dat la bărbat neputința poate să devină virtute. Adică la un moment dat nu se mai poate întâmpla un anumit lucru. Și atunci și bărbatul e bine să facă ceva, să se controleze și să facă tot posibilul, medical vorbind, ca el să fie bărbatul pe care și l-a dorit femeia. Așadar, nevoile fizice e bine să fie împlinite și de unul și celălalt. Și de celălalt partener. Pentru că Ioan Gură de Aur, în secolul 4, a spus așa, cel care își ajută partenerul, cel care își ajută aproapele să fie fericit, e mai mare decât cel care înviază morții. Adică fă-l fericit pe partenerul tău și tu vei fi fericit sau fericită. Acest lucru este în mod egal împărțit între bărbați și femei. Deci, dragele mele, aveți grijă la nevoile fizice ale bărbaților voștri și nu va mai apărea păcatul infidelității. Și invers. Ne putem reduce totul la asta? Nu, Doamne ferește, nu reducem totul la asta. Mergem la a treia. Da. Nevoile emoționale. Femeia are nevoie să fie admirată. Cu lugu-lugu, da? Atenție. Nu neapărat lugu-lugu. În adevăr, se zici, adică, că e frumoasă, că ce bine arăți, că e perfectă. Ea este cu adevărat frumoasă și orice femeie este frumoasă. Normal. Pentru că femeia a fost făcută creată de Dumnezeu frumoasă, sensibilă. Ea are nevoie să fie alintată, să fie răsfățată, să îi se spună lucruri care să atingă zona aceasta a sensibilității ei. Care o femeie, rănească. O femeie atunci când îți spune cu ce să mă îmbrac, cu verde sau cu albastru, ea de fapt îți spune că vrea să o admiri pe ea. Admirați-vă soțiile, dragii mei bărbați, și căsnicia voastră va fi longevivă. Mai mult decât atât, femeia are nevoile acestea. Dar dacă tu ca bărbat ești foarte ocupat să strângi bani pentru casă, pentru mașină, ești ocupat cu cariera, n-ai timp să o admiri, va veni altul și îi va spune în ureche că vorbe e frumoasă și ea va zâmbi. Îi dă o floare? Numai că îi dă o floare. Îi spune aici că e frumoasă și atinge zona sensibilă și atunci apare păcatul. De aceea, dragii mei bărbați, nu fiți prea ocupați cu alte lucruri. Prioritatea cea mai importantă a vieții voastre este ca femeile voastre să fie fericite. Că dacă ea e fericită și tu ești fericit, omule drag. De aceea vă îndemn, prea iubiți bărbați, nu exagerați cu cariera și cu dorința de a face bani. Degeaba ai bani dacă ea va divorța mâine. Și cu alte preocupări. Și cu alte preocupări. General, deci atenție la nevoile emoționale ale partenerului. Apoi, 4. Nevoia de apreciere. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim apreciați pentru ceea ce facem. Este o nevoie în noi. De aceea când ajungi acasă, prea iubite soț, și soția ta îți spune de mâncare, primul cuvânt pe care îl spui după ce ai luat: ce bun e! Ce minunată ești tu că mi-ai făcut supa asta. Nu ce bun e produsul, da. Ce bună ești tu că ai făcut produsul. Înțelegi? Adică apreciem valoarea femeii. Sigur că doamna care merge la birou sau care are o carieră, tu ca bărbat îi apreciezi ceea ce face ea, iar ea apreciază ceea ce face el.
avem toți nevoie de apreciere. Mulțumește-i pentru ceea ce reprezintă ea sau el pentru tine. Apreciază tot ceea ce face femeia ta sau tot ceea ce face bărbatul tău și vei vedea că el se va simți foarte bine în prezența ta. Laudă-o, laudă-l, arată-i calitățile, minimizează lucrurile care te despart sau minimizează lucrurile negative și maximizează ceea ce vă apropie. E atât de important, e atât de important. Nevoia de apreciere este noi. Ce te costă să spui un cuvânt frumos? Apreciind, aduci o stare de bine în cuplu și atunci el nu va mai vrea să-și ia aceste din stări altă parte. Din altă parte, sau de ea. La prieten. Exact. Nevoia de apreciere e foarte importantă. A cincea nevoie la care e bine să fim atenți, nevoile spirituale. Dacă partenerul vrea să meargă la teatru, la cinematograf, vrea să facă fitness, vrea să iasă, vrea să aibă activități spirituale, vrea să facă o rugăciune, vrea să meargă la o mănăstire, la o biserică, tu dacă nu vrei să accepți nevoile ei sau ale lui spirituale, atunci se creează între cei doi o ruptură. Uh-huh. Deci atenție la nevoile spirituale. Dacă ea se roagă, e bine și pentru tine. Dacă ea merge la biserică, las-o să meargă către Domnul, pentru că prin rugăciunile ei îți va fi și ție bine. Căci așa spune tot apostolul Pavel, femeia credincioasă sfințește bărbatul necredincios și bărbatul credincios sfințește femeia credincioasă. Toți avem nevoi spirituale, cultură și cult. Acestea au o rădăcină comună, după cum observați. Deci nevoia de cultură, să ieși din casă, să mergi la o piesă de teatru. Dacă poate că tu ți-ai dori să dormi și ea și-ar dori să iasă, du-te cu ea. Dormi împlinește, acolo, împlinește, exact, da. Împlinește nevoile culturale și spirituale. Și mai mult, nevoia aceasta de a se uni cu Dumnezeu, a partenerului, cel care este mai înalt duhovnicește, mai puternic în duh, acela trebuie să fie cel care îl ridică pe cel care este mai căzut. A șasea nevoie foarte importantă și ea, penultima, nu? Penultima este nevoia să-i accepți pasiunile partenerului tău. Acceptați-vă pasiunile partenerilor voștri. Dacă am un fin, eu am peste 20 de perechi de fini și m-am dus într-o casă unde un fin de-al meu are o pasiune cu trenulețele. Trenulețe și le-a așezat în living și a făcut pentru asta și a făcut un raft frumos unde a pus trenulețele. Soția lui mi-a spus, fina, nașul meu are o pasiune pentru trenulețe. Sunt fericit pentru el, da, că el e fericit cu trenulețele lui, da, cu motorașe, cu circuite electrice. E copilul din el. Dragii mei, iubiți copilul din partener. Dacă ea are o pasiune, nu știu, poate are o pasiune pentru sport, poate are o pasiune pentru a picta sau pentru a desena sau orice fel de pasiune. Și tu apreciază pasiunile aproapelui tău. Pentru că la un moment dat, dacă nu îi le apreciezi, se va naște iar ruptura. Pentru că am pe alți prieteni, când am fost pe la ei, au zis, părinte, mă nebunește soțul meu cu trenulețele lui. Aha. Adică, vedeți, într-un cuplu unul apreciază, într-un alt cuplu celălalt nu apreciază. Da. Și atunci apreciază-i, iubește muzica, ea iubește muzica, apreciază-o, da? Lasă-o să se simtă bine, că dacă se simte bine, și va fi și ție, exact, bine. Exact. Și ultima nevoie, nevoia de a fi iertat. Toți greșim, dragii mei, nu suntem perfecți. Toți greșim. Iubirea adevărată înseamnă iertare. Adică n-ai în casă procuror. Hai să nu băgăm DNA-ul în casă. Adică dacă tu când vii acasă, partenerul tău zice n-ai făcut bine ce ai făcut, n-ai cumpărat din piață ce trebuia, nu ești bun de nimic, nu ești în stare de nimic, ăla te acuză toată ziua sau ea te acuză toată ziua sau el te acuză, în momentul ăla tu ridici un zid de apărare și spui e nebun, e nebună. În mintea ta, ți-ai ridicat un zid. Și apare conflictul. Dragii mei, iertați-vă unii pe alții, că iubire înseamnă iertare. Este esențial, dacă tu ajungi acasă, uite, soția mea, alaltă e, a intrat într-o groapă și a crăpat un cauciuc. Da. Și a spus, draga mea, nu-i nicio problemă, stai liniștită. Da. Atunci când vin musafirii la tine, știi, varsă paharul musafirul. Da. A venit un preot la o credincioasă și a vărsat paharul. Și zice, nu-i nimic, părinte. Da, da. Și după aia când a vărsat soțul tot mai, din greșeală, ți-am spus nu, că... a zis altceva soția, zice, alt bou. Adică ea momentul, da, acela a devenit procuror cu soțul. Adică tu de ce ai spart paharul sau ai vărsat paharul? Deci haide să fim prietenoși, iertători și iubitori cu partenerul sau partenera. Și când partenerul va simți
că ea este iertată și iubită, va veni cu drag în brațele tale. E atât de important. Aceste 7 trepte, dragii mei, care țin de iertare, de iubire, de împărtășirea valorilor, de comunicare, de împlinirea nevoilor spirituale, de împlinirea nevoilor fizice, toate acestea făcându-le, cred că acum, după ce au urmărit această emisiune, da, oamenii au sentimentul că au citit o carte, că înțeleg tainele. Un rezumat al unei căsnicii fericite. Da. Dacă, hai să ne gândim fiecare dintre noi, le-am împlinit pe toate aceste 7, dacă scârție sau dacă o treaptă și, lipsește, și nu mai poți. Și mi se pare important ca cei care ne-au privit să se gândească dacă ei au împlinit aceste 7, nu dacă partenerul le-a împlinit. Absolut, absolut. Întâi trebuie să oferi ca să ți se ofere, asta este legea este, de aur, da. Dăruind vei dobândi. A fost minunată și întâlnirea de astăzi. Mulțumim frumos, ne vedem drag. Vinerea viitoare. Mulțumim din tot sufletul pentru toate sfaturile să extraordinare ajute, pe Dumnezeu, care ni le să vă ajute Dumnezeu să împliniți și voi în căsniciile voastre. Doamne, și cei din platou sunteți atât de mulți, echipa asta mare, toți aveți soții, soți, echipa ProTV, toți cei care ne urmăresc. Haideți să fim mai atenți așa la nevoile partenerului e. Și vom fi mai fericiți și noi și partenerul. Mulțumim foarte mult, părinte. Mulțumim scurtă frumos. Pauză acum și ne întoarcem.